În sfârșit se face dimineață, m-am săturat să joc noaptea, toată ziua noaptea, nu știu, parcă The Forest, ultimele episoade au fost pe beznă, dar uite, se face dimineață, încă e întuneric, dar o să mergem un pic la explorat. M-am căsăturat să construiesc tot timpul, vreau să mai explorez, să văd ce mai pot să găsesc pe aici, că nu cred eu că am găsit chiar totul în jocul ăsta. Vreau să văd ce secrete mai are harta asta. Avem flare gun-ul la noi, l-avem, avem și niște armură. Să o punem și pe aia pe noi. Mi s-a băguit lanterna, da. Pentru o secundă se băguise lanterna. Să mai luăm și niște floricele de-astea, că de ce nu? Astea să le ia bune de mâncat. Uite mă, deci sunt două feluri. Astea albastre și astea negre. Astea dacă iau, sunt bune? Uite, astea sunt bune, dar de obicei pe alea albastre pe care le găseam nu erau bune și mă... Acum de ce mi-a făcut așa? Am luat din greșeală de aici? Nu-mi dau seama. Nu-mi dau seama care e faza cu berries astea. What the fuck? Ah, ia uite mă, e o bază de-a lor. Holy shit. E o bază de-a lor de-asta nașpa, exact lângă casa mea. Păi nu-i de mirare că ăștia veneau la mine toată ziua. Nu-i de mirare, frate, uite și tu. Holy fuck. Clară treaba, frate. Deci nu mi-am pus casa bine deloc acolo unde am pus-o. Și acum s-a oprit melodia. Deci când intri la ei în bază, au un casetofon, știi? Și îi dau drumul așa și că, bă, vine ăla, dă drumul la casetofon repede să o speriem. Băgăm niște muzică creepy. Ce naiba se aude? Se aude ceva în depărtare, dar... Pe aici pe undeva. Da, ia să mai mergem să mai explorăm puțin. Probabil asta o să fac în următoarele episoade. Vom merge prin pădure și vom explora pur și simplu pentru că v-am zis. Eu personal m-am cam plictisit de construit. Toată ziua construit. Mai merge să mai facem câteva episoade și cu explorat. Să vedem ce putem să mai găsim. Asta e tot o bază de-a lor. Deci în zona asta în care mi-am făcut eu casa, sunt numai baze de canibali. Nu știu de ce naiba mi-am făcut eu casa acolo, cine m-a pus să-mi o fac, dar na. Oricum, nu mai știu câte zile mai sunt și vine update-ul nou. Și să vedem ce o să vină și în update-ul nou. Chiar sunt foarte curios ce lucruri vor băga. Sper totuși să repare barca aia, adică au făcut o barcă, da? Au zis că da, frate, ți-am dat o barcă să te joci cu ea. Da? Uite, aici. În blueprints, mergem aici, houseboat, da? Mi-au dat o barcă și nu merge, deci nu merge să o pun jos. Și zicea cineva, bă, Max, poate nu o pui bine, poate o pui pe pământ și trebuie pusă pe apă. Am fost și în apă, nu merge nici în apă pusă. Habar n-am care-i faza cu asta. Adevărul e că chiar mi-ar place să fac o casă de asta pe apă. În niciun joc n-am mai văzut posibilitatea asta de a face casă care plutește pe apă. Deci o chestie unică în jocul ăsta, nu știu dacă mai știți vreun joc în care puteți să faceți asta. Bine, în afară de Minecraft, că Minecraft puteți să faceți oriunde casă, nu chiar plutește. Dar în jocul ăsta, asta e ideea, faci un houseboat și asta plutește pe apă. Și v-am zis, în niciun joc n-am mai observat așa ceva. Pot să not până în partea cealaltă oare? Sper să nu fie rechin pe aici. Care-i faza cu rechinii? Rechinii am văzut că sunt în partea cealaltă, unde-i plaja. Aici unde-i zona asta de muntoasă, nu prea am observat rechini. Chiar deloc. Așa că sperăm că nu o să apară rechinii dintr-o dată pe aici să mă muște. Se aude ceva din partea aia, ce naiba? Uite, sunetele astea nu le-am mai auzit până acum. Ori l-au băgat noi acum. Hai să facem un test cu mâncarea. Cineva îmi zicea că nu trebuie să mănânci niciodată. Că nu ți se întâmplă nimic dacă nu mănânci. Oare așa o fi? Hai să facem un test. N-am să mănânc deloc. Iar dacă îmi scade energia, voi băga casetofonul ăsta și vom băga o melodie și îmi va crește energia fără să mănânc. Eu chiar sunt curios. Chiar sunt curios dacă merge șmecheria asta. Aici e încă o bază de canibali. Frate, ăștia au baze peste tot, adică eu mi-am făcut o bază micuță acolo, știi, ceva micuț, așa? Ăștia au baze peste tot.
Holy fuck. E încă o bază de asta în care îmi cântă muzică. Voi vedeți că au schimbat, au pus mai multe baze din astea în care vă cântă muzică. Și what the fuck, ce e asta? Ce chestia asta? E o textură stricată, voi vedeți? E turtit așa. Mi-am pus camuflaj pe mine în caz că vin ăștia. Holy shit. Ce urât sunt ăștia pe aici. Nu vreau să mă pun canibalește deloc. Să vedem, uite, aici sunt niște copaci în apă. Ce interesant. Copaci în apă. Și dacă merg pe aici, e un fel de mlaștin. Bă, mlaștina asta a fost aici înainte? Că eu, sincer să zic, n-am observat-o până acum. Uite, e o mlaștină, vezi cum stau copaci în apă? Ce interesant. O mlaștină și ce... Following area is not available, check back soon. Deci vor să facă o mlaștină tipii ăștia. Vezi? Cu copacii băgați în apă. Da, aici, uite, aici se oprește, nu mai poți să treci. Bă, că aici totuși mă lasă să mă mai... să mai merg. Și merge să mergi pe aici. Da, nu vreau să mă nec pe aici, doamne ferește. Că, vedeți, aici nici nu mai ține cont că ești în apă. Pur să mergi direct, așa, nu știu cum naiba. Adică m-am blocat aici în apă. Eu unul în următorul update, sincer, aș vrea să văd o zonă nouă. Adică pe bune. Nu trebuie să lucreze la zona asta nouă cine știe ce cât. Nu, să facă zona aia cu zăpadă, de exemplu. Să o facă la fel ca pe asta pe care o avem deja, dar să fie cu zăpadă. Vreau să schimbăm puțin, să avem ceva nou. Pentru că, deși chestiile astea pe care ne le dau ei, de exemplu, houseboat, small raft, nu, care erau noi, stakeholder și chestiile pe care le mai avem noi pe aici, deși sunt bune și mă bucur că ne dau iteme noi, aș vrea să văd și o zonă nouă în care poți să te duci să explorezi. Și nu cred că ar fi chiar atât de dificil de făcut. Uite zona aia de acolo, vezi? Cu muntele ăla, cu zăpadă și asta, chiar m-aș bucura să văd așa ceva în joc. Chiar m-aș bucura. Pentru că în momentul de față v-am zis, contentul de joc... Adică nu prea mai e content în joc. În afară de faptul că poți să-ți faci o bază și să fie diferită față de baza trecută pe care ți-ai făcut-o, să încerci chestii noi, de exemplu, am putea să încercăm data viitoare, în următorul update, să ne facem o bază în apă. Adică să construim exact în apă. Vedem și asta dacă funcționează. Dar în afară de chestia asta, altceva... Nu prea mai ai ce să faci. Și cam asta e faza. Hai să traversăm râul ăsta. Sau ce naiba o fi. Trecem pe partea cealaltă. Că pe acolo nu te las să mai mergi. Și să... Holy fuck. Păi voi vedeți cum arată pe sub apă? Sunt niște romburi. Le vedeți și voi sau joacă-mi ochii feste? What the fuck? Vedeți și voi romburile alea din apă? Mă, nu cred că am eu vedenii, cred că chiar sunt. Foarte ciudat. Și niște romburi în apă, așa, e un pattern de ăsta. Ciudat rău de tot. Nu mai am energie, așa că să luăm ăsta, punem o melodie. Oh, ce melodie asta? N-am mai auzit până acum. Ia uzi. Bagă melodia. Nu te joci cu melodia asta, măi. Te joci, auzi. Foarte tare. Aici cred că e zona unde mi-am făcut eu baza data trecută. Adică, asta cred că e unde mi-am făcut prima dată baza. Așa am impresia. Da, uite. Aici mi-am făcut eu baza prima dată. Asta să știți că deși e o zonă foarte vizitată de canibali, e o zonă foarte bună de să-ți faci baza, pentru că toți copacii se rostogolesc la vale și poți să iei foarte ușor. De asta am reușit să construiesc aici atât de ușor. În general e o zonă bună, în afară de faptul că ești vizitat de canibal constant. Singurul loc în care nu ești vizitat de canibal chiar atât de tare e plaja. Da? Deci plaja exact la valize, acolo... Tot ești vizitat, dar nu ești chiar în halul ăla în fiecare secundă vizitat. Aici unde mi-am făcut eu acum baza, frate, mi-am făcut baza lângă o bază de canibali. N-am știut asta, dar așa e. Și din păcate sunt vizitat non-stop. Da, na.
Știți voi cum mai sunt niște vecini de ăștia care sunt foarte friendly. Așa și canibalii ăștia, probabil vor să fie friendly și să... Na, să vină în vizită și ei ca vecinii, dar nu prea merge faza. Că ei sunt canibali, tu nu ești, nu ești de-a lor, nu prea se potrivește. Mă gândesc dacă au mai băgat cave-uri în joc. Că știu că data trecută, în patch-ul trecut, scria acolo că poți să te respawnezi într-un cave random. Și mă gândesc că poate au mai băgat niște cave-uri noi. Ar merge să le căutăm și să le investigăm. Faza e că nu știu câtă baterie mai am la lanternă. Deja clipește, deci nu mai am foarte multă baterie. Dar am flare gun în inventory, știi, cam asta... uite aici e zona aia cu corturi, hai să vedem, sunt și valize pe aici. Și în general mai găsești și supplies. The fuck, ce e asta? Ai un om ars. What the fuck? Bă, voi vedeți ce face ăla acolo? Bă, băieți și fete, voi vedeți ce face ăla acolo? Cineva îmi zicea că, bă, Max, ăștia nu sunt canibali, doar oamenii care stau pe insula asta. Nu, cred că sunt canibali. Cred că, pe bune, chiar sunt canibali ăștia. Că se mănâncă între ei ăștia, uite la el. What the fuck? Eu nu am mai văzut până acum canibalii să mănânce, să se mănânce între ei. Holy fuck. Stai că, bă, watch, pleacă, lasă-mă pace. Dă-mi inventoriu, dă-mi asta. Holy fuck. Ia de aici, arzi, în flăcări. Doamne ferește. Chiar în halul ăsta, frate, cum naiba? Mai băgăm o melodie ca să ne dea niște stamina. Nu știu cum funcționează asta, adică pui o melodie și dintr-o dată ai mai multă energie. Ok, asta funcționează într-un fel, la nivel de creier, bănuiesc, dar dacă corpul nu mai poate, degeaba îți dă creierul posibilitatea asta, știi? Nu știu. Într-un fel ai zice, hai că poți, mai poți, mai poți. E ceva de genul ăsta e cu melodia, dar na. Bă, ce ceață s-a făcut. Ok, deci am văzut ceva nou, un canibal care se mânca alt canibal. Vezi lucruri noi în The Forest în fiecare zi, se pare că. A făcut ceva cu melodia asta, că se aude mult mai încet. Nu știu de ce, mie îmi plăcea cum se auzea înainte. Și un fel de piatră ceva. Dar și găsit toporul ăla din trailer, mă, dar nu știu, voi mai știți unde e? Nu toporul ăla normal, toporul din trailer. E un topor special, e un fel de fire axe. Știți voi că e axe-ul normal și fire axe-ul. Da, așa e. Și ăla e fire axe-ul, dar nu știu exact unde naiba o fi. Găsim niște pastile, ceva de mâncare pe aici. Să ieșim, nu ne interesează. Pot să iau astea, de fapt, așa. Ia să vedem. Măcar îmi rămâne inventoriu. Asta e un plus. Aș vrea să mai găsesc o dată botul avionului. Că și ăla e random, știți? Deci nici ăla nu e de fiecare dată în același loc. Și m-am învârtit în cercuri, cred că. Da. Hai să ne îndreptăm în partea cealaltă, în partea unde e casa, că pe acolo e plaja. Și să vedem acolo ce-o fi. Melodia tot cântă pe fundal, dar abia se aude. Nu știu, nici nu am să... Nu dau seama dacă se aude, o să văd pe video. Că learn the basics of survival. De fiecare dată când dau load îmi zice aia. Parcă n-aș mai fi jucat înainte, știi? Și totuși, unde sunt toți canibalii? Pentru că am fost și am vizitat toate bazele lor.
Și nu erau nicăieri. Uite, aici e o deschizătură. A, ce-o fi aici? Mergem să explorăm. Wow, what the fuck? Deci nu randează cave-ul decât dacă te apropii de el și îți despawnează insula. Interesantă metoda pe care au folosit-o ei. Hai să verificăm cave-ul, să vedem ce găsim în el. Am ăla. Ok. Uite, deci ăsta e unul din topoare, da? Uite la aici, da? Dar nu e ăla pe care zic eu. Ăla pe care zic eu e Fire Axe-ul. Deci nu e ăla. Holy shit. Am auzit lilieci. Am mai fost în cave-ul ăsta până acum? Nu-mi dau seama. Deci... vedeți eu... What the fuck? Ce e aia acolo? Poți să mergi prin partea cealaltă, poți să mergi și prin partea asta. Chiar nu știu pe unde să mă duc.